haideți să procedăm la întrebări, dacă sunt întrebări. Am o întrebare pentru domnul, că nu are legătură neapărat cu... Nu are legătură. Nu știu, nu știu, de faptul că... Statea de reurile din țară, fac în perioada asta, reevaluarea sute de proiecte de finanțare de curze. Tot pe baza unei opinii a Consiliului Concurenței, care nu s-a concretizat într-o instrucțiune a autorității de management. ADR Nord-Est s-a suspendat fără să anunțe în august evaluarea proiectelor și avea recent, săptămâna octombrie, a anunțat despre situație. Ce părere aveți despre faptul că vorbim de miliarde de lei, de miliarde de lei numai la ADR Nord-Est. Și de fapt, oamenii afaceri sunt lucruri bulversați, nu știu niște proiecte și acum ori sunt eliminați, ori cad sub prazul de 200.000 de euro. Cum vedeți lipsa asta de răspundere? O opinie, totuși, a Consiliului Concurenței la evaluare din instrucțiune, fără a fi în instrucțiune? O opinie, dacă schema respectivă de finanțare a fost la bază o schemă de ajutor de stat, atunci, da, opinia Consiliului Concurenței are valoare pe reglementare. Dar și este normal, considerăm că procesul de evaluare să fi fost suspendat, pentru că altfel am fi riscat să declară proiecte câștigătoare și atunci când opinia contrară a Consiliului Concurenței ar fi primit, ar fi trebuit să respingem acele proiecte după ce-i semnat contractul de finanțare și respectivul beneficiar ar fi angajat cheltuieli proprii. Ar trebui să ne îndreptăm împotriva lui să recuperăm cheltuielile pe care el le-a asumat și vă dați seama că cea mai bună decizie a fost să se suspende procesul până la primirea acestui punct de vedere al Consiliului Concurenței. Încă o dată, dacă el privește o schemă de ajutor de stat, opinia emisă de Consiliul Concurenței are rol de reglementare. Dar nu mă sunt beneficiari care au fost respinși din evaluare până în prezent. Păi, nu au fost respinși tocmai din acest motiv, pentru că era nevoie de clarificarea Consiliului Concurenței și pentru a evita situația să fie respinși ulterior, să fie admis sau invers, s-a suspendat până s-a primit clarificarea de la Consiliul Concurenței. Pentru că dumneavoastră anunțat din august până în octombrie, pe nimeni nu s-a suspendat. Procedura prevede că atunci când proiectul intră într-o etapă de evaluare, beneficiarul primește o științare când a trecut de prima etapă, când a trecut de etapa a doua. Deci, practic, nu aveam ce anunța, pentru că procesul începuse. La ADR Nord-Est avem circa 1000 de proiecte în diverse faze de evaluare. Fiecare beneficiar este înștiințat în momentul în care proiectul respectiv intră în procesul de evaluare. Mai mult, în ultimul comitet de monitorizare sau penultimul, s-a luat decizia tocmai în ideea de a finanța cât mai mult astfel de proiecte. S-a luat decizia realocării și suplimentării, cred că 329 milioane de euro plus pentru sectorul acesta al IMM-urilor, proiecte pe care eu le văd fezabile a se termina până în 31 decembrie 2018. Deci am asigurat un plus de finanțare tocmai pentru a cuprinde cât mai multe dintre aceste proiecte. Mai mult mi-au fost semnalate, mi-a fost semnalat în această lună de mandat că anumit beneficiari, tot pe linia de finanțare de care amintiți, anumitor beneficiari le-au fost respinse proiectele în evaluare pentru că nu au reușit să facă dovada cofinanțării. Băncile, în termen de 30 de zile, nu au putut elibera această dovadă. De aceea, împreună cu colegii de la ADR, în urma unui întâlnit pe care am avut-o în țară săptămâna trecută, am luat decizia ca după ce se termină procesul de evaluare, pe aceștia care au fost respinși din acest motiv, să-i reintroducem în evaluare și să le dăm șansa obținerii finanțării. Deci, cu excepția acestei întârzieri, pentru care, sigur, ne și cerem scuze, ne stăduim ca procesul de evaluare și de implementare a proiectelor și din sectorul privat să nu mai întâmple nicio dificultate. E de preferat să facem lucrurile bine, poate câteodată mai degrabă decât foarte repede. Ce fonduri europene a absorbit România în acest an? Ne referim la fonduri gestionate de Ministerul Fondurilor Perene sau fondurile europene sau împreună cu Ministerul Agriculturii, care sunt tot fonduri europene sub cupola guvernului, ca să știu cum vă prezint. Pentru
haideți să le prezentăm separat. Pentru Ministerul Agriculturii, mă refer atât la partea de PNRR, cât și plata subvențiilor, un rezultat foarte bun al domnului ministru, de aia pe primul loc în Europeană, vorbim de 3,2, aproximativ 3,2 miliarde de euro. În ceea ce privește Ministerul Fondurilor Europene, avem până în prezent rambursați peste 700 de milioane de euro de către Comisia Europeană. Atunci când vorbim de absorție, vorbim de bani efectiv intrați în țară, ca altfel ne putem juca cu date în funcție de cum vrea fiecare să prezinte aceste informații. Practic avem în acest moment 4 miliarde de euro din cele 5,2 asumate în programul de guvernare și sunt convins că până în 31 decembrie, până la sfârșitul acestui an, vom avea aceste 5,2 miliarde de euro. Nu știu dacă în totalitate rambursate de către Comisia Europeană, dar sigur declarate la Comisia Europeană. Și în acest moment, portalul Eromnia a văzut de câteva zile, în care guvernul a cheltuit 12 milioane de euro. Bun, când vorbim de sisteme informatice, nu știu dacă este o meteagnă neapărat a României sau... Un sistem se strică, se strică o mașină, a căzut probabil că, fiind, nu probabil, sigur fiind un proiect pe fonduri europene, cel care l-a implementat, cred că Ministerul Comunicațiilor sau, trebuie să asigure sustenabilitatea și mentenanța acestui proiect. Bun, sigur, 12 milioane de euro, se strică rapid? Da. Nu știu dacă se strică rapid sau nu. Se întâmplă să se strice. Nu este, nici nu e în lumea asta un sistem informatic perfect care să nu dea. Păstrați-vă o întrebare pentru următorul eveniment, când va fi și domnul ministru comunicațiilor Șova, dânsul a fost și reținut de moțiune. Nu vom mai avea moțiune peste 2-3 săptămâni și atunci va veni și dânsul. Acum, probabil că dacă la vicepremier... Nu ia moțiune. Poftim? Dacă pică moțiune. Dacă pică moțiune, părinte. Domnul senator, spuneați ceva de niște... legat de proiectul de... Da. De primării care... N-ar vrea să intre în proiect? Da, eu... Da. Vreau să sintetizez și să fiu cât mai explicit. Și știți că nu prea m-am ferit de la un timp cu în asemenea situație de a spune lucrurile pe nume. Am făcut un apel la coeziune și la solidaritate, nu întâmplător. Da, pe apă canalul Comănești în continuare, poate Comănești refuză oportunitatea fondurilor europene. Este o telenovelă care ține din 2007. Consiliul Local Comănești Chipurile a respins intrarea în ADIP și a acționat la CRAP, două condiții obligatorii pentru a putea intra pe POIM, la finanțare pe POIM. Asta înseamnă că rețele de alimentare cu apă și canalizare în Comănești întârzi a fi modernizat stație de epurare și multe alte investiții. Pe exercițiul 2007-2013, pe lângă Comănești, au trecut măcar 15 milioane de euro, cât haideți să luăm care pe Moineștiu, alături. Care Moineștiu a înțeles acest lucru de la început, pe apă canal, a intrat, a absorbit niște fonduri împreună cu CRAB, cu Compania Regională de Apă. Acum, sigur, trebuie să facă eforturi mai mari pentru gradul de branșare, nu? Gradul de conectare, pentru că acolo s-au făcut investiții, dar nu se branșează încă lumea și primăria ar trebui să implice mai mult în acest lucru. Și se împierde foarte. Se împierde mai mult. Asta puneam în oglindă Comăneștiul vis-a-vis de abordarea apă canal. Deci Comăneștiul în continuare nu vrea, caută alte soluții, nu știu. La momentul 2007 mi se spunea că vor veni americanii și vor investi. N-au venit. Vedem acum, pentru că trenul pe fonduri europene pleacă pe acest subiect. N-am cum altfel. E greu pentru populație să comunice asemenea lucruri. Sunt mecanisme birocratice și instituționale care trebuie făcute. Este mai ușor pentru primar să spună că nu știu ce se întâmplă la Bacău, că nu știu ce vor la Bacău, dar Comuniștiul realmente e a doua oară când evită fondurile europene pentru modernizarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare. Apelul la coeziune și solidaritate era legat de ce se întâmplă pe problema deșeurilor în județul Bacău. Ce să zic? Ar trebui să ne respectăm. N-aș vrea să comentez foarte mult ca să nu mai inflamez situația și așa inflamată. E important să ne ținem angajamentele pe care le-am luat de-a lungul timpului. 2010, 2013, 2014. După ce ne-am rezolvat problemele pe fonduri europene, brusc
să nu mai plătim taxa de salubrizare, cu explicații neoficiale, atenție, cu explicații simple, că cei de la Bacău au nu știu ce intenție. Așa nu ajungem nicăieri. Nu să ajungem nicăieri. Pasând pisica și făcând populism pe aceste subiecte. Nu sunt subiecte simple, știți că întotdeauna și în Adiuri și în Consiliul Județean ne-am asumat poziții poate nu foarte populare, cu siguranță nu foarte populare, atunci când s-au construit aceste Adiuri și au trebuit aprobate hotărâri de Consiliul Locale, Consiliul Județene, generate niște majorități de 2-3 ani de jumătate cu sunul, chiar în anii 2008-2009 erau unanimități pe anumite subiecte. N-a fost simplu, am făcut niște pași importanți. Și acum suntem în etapa în care riscăm să un sistem care începea să funcționeze, să fie dat peste cap complet. Contractul cu cele 65 de UAT-uri este în pericol, este o realitate. Vestea bună este că pe instalații contractul cu EcoSud probabil se va semna în 2-3 luni, sunt proceduri nu simple. Spre deosebire de ce a făcut primăria Bacău, e bine să punem în antiteză și să fixăm în memoria colectivă aceste lucruri. Celula 1 la municipiul Bacău a fost realizată din fonduri europene și după aceea s-a depozitat acolo arandala, datorită unui management defectuos al primăriei de până la momentul 2016 și ca dovadă incidentele care s-au întâmplat acolo aproape în fiecare vară. Acum, la Consiliul Județean s-a finalizat procedura de achiziție după 2 ani de contestații, se va face contractul cu EcoSud, EcoSud va intra acolo, va găsi instalații cât de cât operaționale și greenfield, dacă pot să spun așa, nu va găsi gunoi depozitat acolo. Cu licitația pe colectare și transport Bacău plus 22 de localități va fi lansată la începutul anului viitor. O licitație pe care va trebui să aducă un operator care să facă colectare selectivă, să facă transport la prețuri cât mai bune, dar asta licitația va dicta. Dar e un proces pe care noi l-am restartat, dacă pot să spun așa, în urmă cu un an. Și nu a fost simplu și încă nu este finalizat, pentru că vor trebui luate iarăși puterea de consilii și tot așa. În principiu, cam știți cum funcționează aceste adiuri. Și am putea să facem, am putea să avem undeva la finalul anului viitor, am putea, dar șansele sunt mici, atenție, să fie un sistem integrat de management al deșeurilor funcțional în Bacău. Din păcate, sunt anumite abordări, repet, populiste, care, încurajate și de factori teoretica politici, eu personal nu mă oferesc și vă spun că m-aș fi așteptat de la prefectul județului, felicit că și-au uitat vechii colegi, dar sunt trist când constat că poziții pe care le-a avut ca vicepreședinte al CJ și membru al unei asociații de dezvoltare intercomunitare, sau chiar salariat al unei asociații de dezvoltare intercomunitare, deci cunoști aceste mecanisme, brusc le-ai uitat și angajamentele luate. Doar pentru că ai devenit prefect. O felicit că nu și-au uitat vechii colegi, dar sunt profund dezamăgit de angajamentele pe care și le-a asumat și le-a uitat. Și cu siguranță acest gen de abordări și acest gen de poziționare pe termen lung, pe termen mediu și lung, vor aduce de servicii mari județului, dar toate la momentul lor și toate la timpul lor. Da, ați pomenit de Moinești. Da. La Moinești, de la Compania Națională de Investiții, s-au alocat, cred că, 6 milioane de lei pentru extinderea spitalului. Da. Primarul din Moinești vrea să blocheze proiectul pe motiv că nu face parte din strategia de investiții a localității. Și nu vrea să pună în ședința dusă, că mă rog, e o procedură. Asta și supărat. Da. Totuși, sunt aliații primarii de la ALDE, sunt aliații dumneavoastră. E posibil ca un primar să blocheze extinderea spitalului care va atrage, bineînțeles, retragerea statutului de spital de urgență. Dar nu știu dacă se va ajunge până acolo, dar eu sincer îl credeam mai abil. Și nu vreau să spun altceva. Sincer îl credeam mai abil pe domnul primar decât să... și capabil de mai multe lucruri decât să blocheze o asemenea investiție. Cu atât mai mult cât Moineștiul, dacă este cunoscut dincolo de granițele județului, este cunoscut datorită medicinii și spitalului. Nu vreau să
specialist pentru care se lasă, îi dau apă la mare actualului primar. Sincer, nu vedeam mai bine. Sigur, relația PSD-ALDE este o relație funcțională la nivel de conducere, dar ea suferă niște mici fracturi, mai puțin vizibile. Nu trebuie uitat episodul din Vară de la nivelul primăriei municipiului Bacău. S-a mai întâmplat și la nivelul Consiliului Județean. Se întâmplă și pe această problemă a deșeurilor. Noi încercăm să fim cât mai corecți și cât mai principiabili în raport și cu obiectivele județului și cu această alianță. Și facem eforturi și ne ținem de aceste, de aceste obiective. Nu. Nu cred că se întâmplă și în sens invers. Dar astea sunt problemele deșelor. Noi rămânem cu mare consecvență, chiar și cu pierdere de, de imagine, pierdere de popularitate. Pierdere de imagine, până la urmă, pierdere de capital politic. Este clar că pe, cu abordările noastre corecte și principiale și care respectă angajamentele inițiale, fie că vorbim de cele administrative, fie că vorbim de cele politice, aceste lucruri acum se întorc oarecum împotriva noastră, dar rămânem consecvenți. E important. Și vorba primarului și eu îi mulțumesc că mi-a reamintit acest lucru. Noi chiar ne ținem de cuvânt. Și din punct de vedere administrativ și din punct de vedere politic. Cu cei care înțeleg să ne respecte. Repet, din partea altei noi nu beneficiem de același caracter, dar asta e când un partid cântă pe două, trei fuci. Domnul ministru, permiteți un argument în plus la ce spunea domnul senator legat de autostrada asta. Un argument pe care, iată, probabil nu l-am auzit cel puțin eu în dezbatere și o întrebare. În Bacău, în județul Bacău, sunt cel puțin patru mari firme care sunt exponențiale în ceea ce privește viața economică. Aerostar, care este poate principalul element de industrie din aeronautica românească, este retailul Dedeman, există Agricola, care este de asemenea pe poziție principală în domeniul industriei alimentare, și industrie Chim Compres, care înțeles că dorește chiar prin achiziționarea Chim să facă o companie națională. Ei, în toate aceste, la toate aceste firme, am auzit același lucru. Nu putem dezvolta activitatea noastră fără autostradă. Și o să vă dau cel mai important argument, eu probabil că îl spun în premier, nici nu știți doar. Aerostarul are negocieri pentru a deschide o nouă secție cu noi locuri de muncă, cu implementare pe nivel de vârf în tehnologia mondială. Problema care se pune este că nu au cu ce să aducă container. Sunt container pe care nu pot să circule pe actualele șosele române. Decât dacă vine undeva prin București și haideți să zice cu transport special. Deci, întrebarea mea. Atunci când se realizează un asemenea tip de proiect autostradă, sunt întrebați și agenții economici? Există precedent. Pentru că văd că ce spune Dacia de la Pitești, ce spune Ford de la... este luat în considerare. Ce spun agenții economici importanți din Moldova, nu este luat. S-a discutat vreodată cu agenții economici importanți, repet, de mare forță pentru România, de aici, din zona Moldovei. Mulțumesc. Mi-este greu să vă răspund pentru că problematica e în curtea Ministerului Transportului, dar ca și guvern, ca entități prezente în același guvern, în Guvernul României, cu siguranță factorul economic trebuie să fie unul care primează în oportunitatea promovării unei investiții, în special atunci când vorbim de autostrăzi. De aceea, angajamentul meu în 2015 față de domnul senator, la momentul acela președinte, a fost haide să dăm drumul la toate investițiile în aeroporturi, pentru că ele aduc un plus de valoare, un avantaj competitiv operatorilor economici din zonă. Este cazul și Baia Mare, Satu Mare, în momentul respectiv Turcia. Peste tot unde am putut să deblocăm proiectele de aeroporturi care în acel moment trecea la Ministerul Fondurilor, Ministerul Transporturilor, erau undeva puse așa într-un colț de mură, nefiind promovate la finanțare. Am încercat și, cu excepția acestor două județe, am reușit, unde am sumat că anul viitor încercăm să le finanțăm. Dar observația noastră este pertinentă. Operatorii economici trebuie să ținem cont de opinia lor, pentru că simplu fapt că facem autostradă și nu legăm anumiți investitori de folosința ei,
și români, nu numai străini. Asta era problema. Mai spun ceva, eu mai completez cu reacția PSD-a de două chestiuni care sunt importante. În primul rând, mulțumesc colegilor pentru înțelegerea și eforturile pe care le fac și ei de a trata relația PSD-a de și politic și administrativ cu mult altruism. Și vă spun că fac eforturi. Și președintele Consiliului Județean și primarul, și primarul de la UNE, și primarul Bacăului, și colegii parlamentari, facem eforturi să ținem această relație cât mai corectă și cât mai principială. Pe de altă parte, eu vă spun, vă mai aduc, ați ridicat de, ați pomenit de primarul de la Măinești. N-am să vedeți niciodată o abordare de la un ales local PSD de genul celei pe care a avut-o vis-a-vis de actorul sau fostul, nu mai știu, vicepreședinte al Consiliului Județean, că trebuia să vină la dânsul la ușă, că nu știu câte voturi i-a adus. Cu acest gen de abordări nu vă veți întâlni în interiorul PSD, fie că vorbim de președinte CJ, ex-președinte CJ, primar, ex-primar, ce funcție vă doriți dumneavoastră. Dar e o abordare care trădează ceva, spune ceva. Am citit cu stupefacție afirmația primarului Măinești că trebuia vicepreședintele de la CJ de la Alde să vină la el la ușă să-l întrebe ce să facă pe deșeuri. Știți cum e, spune foarte multe acest gen de afirmații și... Bine, răspunsul ar fi fost simplu, să se țină de angajamentele luate de UAT la momentul respectiv. Dar... E vorba de pierderea unui statut spital municipal de urmă. Nu, e vorba de o atitudine de enclavă și o atitudine de a câștiga popularitate pe spatele denigrându-i pe alții. Și nu e regulă. Nu e doar semnalul, pe la urmă fiecare responsabil de ce face. O scurtă intervenție, ceea ce nu s-a înțeles foarte bine România și în special din partea unor primari, indiferent de coloratura politică, este că la un moment dat această țară, pentru deșeuri și pentru apă, conform obiectivelor pe care le avem de conformare, din directive, cineva va plăti acele amenzi, iar ele vor veni la un moment dat. Și, practic, credeți-mă că tot, într-un fel sau altul, tot la autoritatea publică locală va veni acea amendă. Adică e un gest sinucigaș să ai posibilitatea să obții fonduri europene și dintr-o miză politică să nu accesezi acești bani, în cazul că nu vrei să intri în ADI, sau din alte motive, cum la fel de bine dacă ai o aplicație pe deșeuri și ai un operator care îți prestează anumite servicii, indiferent cine este el, trebuie să plătești. E un principiu care în toată lumea asta este valabil. Primești un serviciu, trebuie să plătești. Că nu ai capacitate, că nu ai fond, că plătește și alunat. Dar trebuie să ai această flexibilitate atunci când vorbim de apă și deșeuri, mai ales că pe deșeuri condiționalitatea nu este închisă. Iar Comisia Europeană a ridicat condiționalitatea pentru cercetare. Mai avem 4 condiționalități de îndeplinit și cu asta am închis toate condiționalitățile în accesarea fondurilor europene. Iar deșeul este cea mai spinoasă dintre ele. E greu să explici Comisiei Europene că ai bani, vrei să-i folosești și totuși cineva nu dorește să utilizeze acest proiect. Care sunt celelalte 3 condiționalități, dacă să-ți? Deci, ieri am primit comunicarea oficială pentru cercetare că s-a ridicat această condiționalitate și toate proiectele prevăzute în master planul din cercetare sunt eligibile la finanțare și le putem finanța. A doua condiționalitate este legată de transporturi, unde aici am îndeplinit toate cerințele impuse de Comisia Europeană, ele sunt trimise la Bruxelles și așteptăm aprobarea. A treia condiționalitate privește capacitatea administrativă și reforma funcției publice, unde la nivel de dialog am închis cu Comisia Europeană și am trimis documentele în sistem electronic, așteptăm răspunsul lor. Mai avem strategia privind achizițiile, condiționalitatea privind achizițiile publice, unde avem 2 acte normative. Cel de care v-am spus, pe anumite modificări în reforma controlului a ex-ante și un contract standard de lucrări care să se aplice tuturor contractelor, inclusiv celor semnate astăzi, cu o valoare mai mare de 5 milioane de euro. Domnul primar, am o întrebare. Ce plan de rezervă aveți, dacă în mod previzibil Guvernul nu va prelua cetul înapoi, care a ajuns la primărie tot pe vremea PSD. Da, pot să vă răspund într-o notă mai largă și fac acest lucru pentru a vedea întregul ansamblu. Când am ajuns primarul municipiului Bacău, împreună cu colegii din arcul de guvernare locală,
am constatat o creanță de 22,5 milioane lei. Noi și eu nu am plecat pe ideea că vreau să închid termoenergie, vreau să falimentez, vreau să fac. Eu am avut și am și continui să am bună credință. Și tot chinul pe care îl avem cu acest termoenergie este de fapt să ne achităm aceste creanțe și aceste datorii. Nu există, eu nu permit să fac cum fac alți primari, de exemplu, și s-a discutat anterior de unul dintre ei. Nu permit să fac o chestiune de asta. Știți, nu mai am bani, gata, nu mai plătesc la bunuri. Că nu mai vreau. Nu ne jucăm chestiuni de genul ăsta. Nu există să-l închizi. Nu există să pui lapătul pe el. Există, în schimb, posibilitatea, și aici a fost o discuție pe care am avut-o și cu domnul ministru, de a găsi soluțiile cele mai bune. Eu n-am pretenția faptului că eu dețin adevărul suprem în această cheie. Sunt mulți alți specialiști printre care domnul ministru, pe care domnul ministru îi conduce, care pot găsi soluțiile tehnice și juridice pentru a găsi o cale de mijloc. Există posibilitatea de a primi o serie de facilități fiscale. Sau, nu știu, poate există posibilitatea de a găsi niște măsuri compensatorii. Vreau să vă aduc aminte faptul că domnul premier a spus foarte clar în momentul în care există riscul ca municipiile, reședințe de județ să aibă niște încase diminuate de datorită scăderii acelui impozit de la 16 la 10%. Există și riscul și la Bacău să concretizeze deja 10 milioane de lei, mai puțin. Dar și dumnealui a spus de o serie de măsuri compensatorii. Și aici vreau să vă prezint practic două lucruri. Unu. Din partea mea va fi totdeauna bună credință de a ne achita datoriile. Nu dăm țepe la partenerii pe care i-are municipiul Bacău. Așa cum s-a întâmplat în trecut. Și sunt țepe date. Nu dăm țeapă. Ne achităm obligațiile. Dar semnalez faptul care s-a petrecut și în această toamnă că a trebuit să luăm banii de pe unele capitole bugetare care mi-aș dori să le prioritizez și să plătim gaz. Adică, practic, există riscul blocării dezvoltării acestui oraș pentru că noi trebuie să plătim aceste pierderi pe rețea. Și stăm așa, într-un cerc vicios. Le-am deschis această problemă într-un mod foarte radical, aș spune. Adică e momentul să le spunem lucrurilor pe nume. Cu tot riscul. Că ni se cer corecții, că unii pățesc nu știu ce. Până asta e situația. Și orașul ăsta, oamenii ăștia, din contributorii municipiului Bacău, plătesc în fiecare an peste 10 milioane de euro și de fapt nu beneficiază decât undeva la 15% din populația municipiului acestui. Eu cred că această problemă se putea tranșa foarte bine în anul 2009. În anul 2009, dacă se lua decizia clară și fermă, ne ducem pe drumul nostru și continuăm cu centralele. Că aici este paradoxul unei situații. În anul 2009, în timp ce se dădeau, se făcea această aplicație pe fonduri europene și se prezentau Uniunii Europene poveștile frumoase cu termenia de la Bacău, în același moment, municipiul Bacău dădea bani pentru centrale, la oameni. Subvenții pentru centrale la oameni. Și oamenii se branșau. Da, bun. Ați spus că proiectul ăsta e de 80 ceva de milioane. 85 de milioane. E mincinos. În condițiile în care primăria Bacău, bun, fosta administrație dădea până la centrale, dar actuala primărie dă subvenții și pentru cei care au centrale, nu doar pentru cei abonați la cer. Luați în calcul închiderea efectivă, mai ales cu membru administrației dumneavoastră în campanie, a spus că cercul trebuie închis. Eu vă spun în felul următor, aș închide mâine. Dacă nu ar exista această poveste a fondurilor europene, a celor 85 de milioane de euro care există riscul să-l dăm înapoi. Asta este un element. Doi. Nu toți. Guvernul o parte... Guvernul o parte, poate o parte, dar nu asta ne-ar mai trebui. Am mai plătit și anul ăsta niște milioane de euro, mai însemna noi să stăm să plătim în continuare milioane de euro înapoi în Uniunea Europeană. Deci ăsta este primul element. Doi. Am prezentat-o și în Consiliul Local. Și le-am
evenimentele pe care va trebui să ni le asumăm, eu voi veni cu această propunere și vreau să văd atunci zeii administrației din Bacău prețul gigacaloriei. Păi n-a mai fost ajustat această gigacalorie de... Nu putem merge așa. Sistemul ăsta de încălzire centralizată poate mai reușește cineva. Eu nu cred în povestea asta europene că e foarte frumos că scade emisia de CO2. Nu cred asta. Eu, din punctul meu de vedere, e o poveste. Și vă spun că este o poveste pentru că mă uit pe ceea ce face, de exemplu, Germania. Păi dacă în Germania, care este vârful de lanță al Uniunii Europene, a creierului și a minții și a sufletului, are doar un grad de raportare de până în 12% la sisteme centralizate. De ce ne asumăm noi, România, că noi așa facem, că așa e cea mai bine? De-aia zic că sunt niște asumări pe care le-a făcut România. 2. Măsurile pe care va trebui să le ia Consiliul Local și Primarul vor fi certe și radicale. Și vor însemna costuri în plus pentru populația municipiului Bacău care utilizează acest sistem de centralizare. Păi în acel moment în care noi aducem, de exemplu, gigacaloria la cota de nivel normal, ce beneficiu are cetățeanul care este raportat la cel? Domnul președinte Brașoveanu, ultima întrebare. Ați cerut convocarea Comitetului pentru Situații de Urgență și contestați declararea stării de alertă de la Moinești. Ați primit un răspuns? Asta e tot apropo de relația cu Aldo, că vorbeam mai devreme. Nu neapărat, pentru că nu văd dincolo de această situație cum am ieșit după 10 sau după 20 sau după 30 de zile. Suntem în aceeași situație. Mă refer la elementele care au condus la declararea stării de alertă. Și aici sunt cele patru elemente care definesc starea de forță majoră, care nu există în cazul ăsta. Deci, deblocarea acestei situații este legată de un contract asumat în care, simplu, de la nivelul celor 2, 3, 4, 5 ori de ori, plătindu-ți datoria, sau așa cum a prezentat mai înainte și domnul ministru, printr-o negociere, dacă nu ai suficienți bani pentru că ești într-o anumită situație, poți să reeșalonezi datoria și mergem mai departe. Deci problema nu este doar de acest contract, acesta de delegare. Este legat, și a prezentat foarte bine și domnul Țianca, este legat de contractul finanțar, de proiectul acesta mare, în care Consiliul Județean este solicitantul principal, este cel care a implementat acest proiect și vorba de 38 milioane de euro. Grija președintelui Consiliului Județean și a președintelui Adis, care este președintele Consiliului Județean, este de a face tot ce este posibil ca în termenul contractului de finanțare să facem acest sistem integrat de management al deșeurilor să fie funcțional. Adică să avem cei doi operatori. Iată că acum s-a revocat după 3 ani de zile în instanță și contestații, avem operator pe instalații. Și ne împărmărim acum cel cu colectare datorită câtorva membri adică care nu își plătesc datoria, din vari motive. Toate acele discuții legate de numărul de populație, sigur, sunt cunoscute. Așteptăm și o să mai purtăm discuții pentru a obține o actualizare sau un act adițional la contractul de finanțare, să am baza legală pentru a nu fi pasibil de corecții financiare și să pot renegocia contractul cu operatorii. Primarul din Moinești a reușit în 6 ore să convoace Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Dumneavoastră ați reușit, ați făcut cererea la, nu știu, cu 2 săptămâni. Eu am adus la cunoștința doamnei prefect că nu sunt într-un unit element de situație de alertă. Doamna prefect a aprobat situația, nu în calitatea de președinte a Comitetului Situației de Urgență. Deci se spune în lege că comitetul hotărăște situația de alertă cu aprobarea prefectului. Prefectul a cerut comitetului acordul comitetului tehnic sau comitetul care are, și în baza acelui acord a aprobat. Deci nu sunt apărat că președintele, că prefectul a dat acordul pentru stare de alertă,
mai degrabă să supărați că prefectul se putea implica puțin în acest, în depistarea cauzelor care au dus la această situație. Și, practic, adresa pentru convocarea CRSU este o invitație la dialog pentru a deschide puțin cadrul. Pentru că în Comitetul Județean de Situații de Urgență sunt mulți alți actanți, ca să zic așa, care pot depista în mod obiectiv care sunt cauzele care au dus la această soluție. Nu știu ce deranjează așa mult că se solicită deschiderea, cum să spun eu, cadrului de discuții. Subliniez încă o dată. Starea de alertă, probabil că trebuia declanșată, că există acea hârtie de la grupul suport. Probabil. Dar refuzul de a discuta cu Comitetul Județean de Situații de Urgență, refuzul de a nu participa la niciun fel de discuție cu ADIS-ul, cu Salubristul, cu Consiliul Județean pentru a găsi soluții din partea cuiva care cândva, în calitate de vicepreședinte al CEJ, a aprobat acele documente. Este și, cred că, și suspendat la... Știe, a lucrat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pe Apă Canal, deci știe ce greu se lucrează cu aceste adiuri. Ne-am fi așteptat la mai mult dialog și la mai multe deschidere pe acest subiect și la dialog și deschidere care se ducă la identificarea soluției. Nu declanșăm starea de alertă și facem asta, o practică, ca să ducem proiectul în gard. Dar eu vreau să sintetizez pe relația cu PSD-ALDE. Ia scârție, dar noi cei de la PSD deja am plecat la magazin pe Vaselina. Și atâta timp cât scârție, ea poate fi reparată. Pentru domnul Cosmine, o întrebare. Multe primării din țară anunță creșterea impozitelor și taxelor pentru 2018. Ce poziție va avea primăria la tot pentru anul viitor? Nu voi crește taxele și impozitele. Nu voi crește taxele și impozitele. Vor intra în dezbatere publică toate aceste structuri și taxe. Deci populația nu va suferi vreo creștere de impozite sau de taxe. Asta e poziția mea. Și ca să fac o completare a ceea ce am spus domnului Popescu, nu putem să nu ne asumăm obligațiile pe care alții le-au făcut sau nu știu ce, atâta timp cât scrie municipiul Bacău pe acel document, noi trebuie să continuăm treaba, fără niciun fel de problemă. Dar uitați că și în cazul ăsta, apropo de întrebarea dumneavoastră de acum, referitor la taxe și impozite, problema e că vrei să numărești taxele, vrei să numărești impozitele, vrei să dezvolți și orașul, dar pe de altă parte pierzi foarte mulți bani pe un proiect care este inutil. Pentru că dacă facem așa un simplu exercițiu de imaginație, cu banii, jumătate, cred, din banii pe care îi alocăm pentru aceste cheltuieli cu gazele, punem centrale la toți deținătorii de rețea centralizată. Într-un an de zile, plus toate școlile. Ce vă oprește? Repet, asta înseamnă, din punctul meu de vedere, o acțiune voluntară în care special fac ceva ca să îi împietez întregului proiect. Domnule primar, legat de proiectele europene, am văzut că durează, constatăm că este o durată mare între lansarea unui proiect și aplicarea lui. Vă gândiți cumva la o redesenare a centrului municipiului Bacău, dat fiind faptul că sunt acolo o sumedenie de clădiri, dar aglomerație extraordinară a circulației. Știu că există, prin partea arhitecților, proiecte. De asemenea, dacă sunt bani europeni pentru refacerea unor clădiri. Am văzut la Botoșani, am văzut la Vrancea, ca să iau doar județele Moldovei. Vă gândiți la o asemenea, dat fiind faptul că durează foarte mult de la proiect până la implementarea. Da. Haideți să le luăm oarecum separat. În primul rând, eu repet aceeași teorie pe care am avut-o din momentul în care am ajuns primar. Nu sunt într-o doamnă dementă să atrag fondurile europene de dragul fondurilor europene. Atragem fondurile europene în momentul în care avem cu adevărat nevoie. Și axa 4 este pentru municipiul Bacău, în momentul de față, principal obiectiv pe care l-am atras. Dar nu e singur. Axa 4 înseamnă mobilitatea urbană, cu preponderență. Dacă noi ne ținem de cuvânt și de proiectele pe care ni le-am asumat în fața Agenției de Dezvoltare,
care mi le-a validat și a zis că da, sunt în regulă. Asta înseamnă că rezolvăm întreaga problemă a traficului în municipiul Bacău. Dar dacă este să fim foarte sinceri cu noi înșine, problema traficului în municipiul Bacău, care are în momentul de față un indice de motorizare pe cap de locuitor, la fel cu Bucureștiul, cu mult mai mare decât Iașiul, nu o vor rezolva niciodată fără șosea de centuri. Deci asta este o chestiune foarte sinceră. Doi. Noi, ca să putem să facem o altă imagine în zona centrală, noi trebuie să discutăm de un puz al zonei centrale, de care tot am auzit și de care tot am vorbit. A treia chestiune. Nu credem în proiecte futuriste și fanteziste în care mergem pe dedesubt, urcăm pe deasupra, vine coloana infinitului undeva prin spatele lui Ștefan cel Mare sau altceva. Pentru că și eu am crezut în proiectul ăla fantezist, frumos de altfel, asemănător cartierului de Fonds din Paris. Dar este practic imposibil de realizat. Sau dincolo de puterea noastră financiară. Pentru că toată zona centrală este grevată de țevi, de rețele, de termie, de apă, de gaze, de multe alte asemenea chestii. Orice proiect care îl faci în momentul în care te-ai apucat să muți sisteme și rețele, ajungi să ți se dubleze, practic, aceste costuri. Asta e realitatea. Și vă spun că, poate dacă am avea 10 milioane de euro în plus și nu am plătit banii de case, poate că am putea să ne gândim și la proiecte fanteziste. Dar deocamdată fanteziile mele ca și primar raportat la ce înseamnă dezvoltarea orașului, se opresc foarte clar și foarte direct pe asta patru. Pe planul de mobilitate urbană și pe strategie de dezvoltare. Alea sunt tipile aprobate și de Consiliul Local pe care vreau să le mergem și să le punem în aplicare fără niciun fel de altă interpretare. O altă problemă pe care ați ridicat-o dumneavoastră sunt acele clădiri. Din păcate, municipiul Bacău nu are ce să vină în fața Uniunii Europene să solicite refacerea nu știu cărei clădiri. Pentru că, din păcate, exemplele alea din zonele centrale sunt proprietăți private. Dar, eu repet, unii dintre agenții economici sau dintre locuitorii municipiului Bacău care dețin terenuri și imobile, de terenuri sau imobile cu clădiri, pe raza teritorială acestui oraș și și le las în paragină, vor avea acel impozit de 500%. Da, acolo vor fi niște creșteri fantastice. De 500%. Când, domnul primar? La începutul acestui an. Pentru că el funcționează, hotărârea de Consiliul Local a fost dată, domnul Ceparu, în 2017, la începutul anului. Anunțată toată lumea, asta veți păți anul viitor. A venit poliția locală, au fost notificați, de două ori, de trei ori, de 100 de ori. O parte dintre oameni au înțeles. O parte nu. Da. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim frumos. Mulțumim.